Bling Bling Scramble. Așa, bun. Deci, salut lume și bine ați venit la un nou episod din GTA 3. În această misiune o să trebuiască să facem o cursă. Sunt misiuni de la King Courtney care se găsesc pe Staunton Island în zona Aspatria sau lângă Liberty Campus. E pe hartă cu telefonul verde. Așa, bun. Deci, în cursa asta sunt... Oh, ce mă enervează AI-ul de în jocul ăsta. Deci, în cursa asta, să zic, sunt 15 checkpoint-uri prin tot Stauntonul. Câte trebuie să iei tu? Cel puțin 8. Ce tare a fost faza aia. Da, deja a ajuns ăla acolo. Nu e nimic. Să mai poate lua și checkpoint-ul ăla. Asta e cursă cam nasoală, să zic și eu așa. E enervant AI-ul. Aia e problema. Așa, 6. Încă 2 mai trebuie să iau și pot să zic că am terminat. Nu, 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 nu. Așa, perfect. 7 din 15. Ok, dai... e acolo, deja ai luat de ăla. Hai să vedem din celălalt. Checkpoint. Aha, în partea aia, bun. E că toți spacii. Oh, Bobcat. Nu te super dacă te întreg, nu? Ok, 8 din 15. Acum nu mai am cum să pierd. Pentru că am luat jumătate deja. De fapt, peste jumătate. 9 din 15. Oh, yes! 10 din 15. Cred că un checkpoint mai este și gata, iese și cursa asta. Ce crezi că tu o să-l iei? Fii serios! Oh, încă un checkpoint. Deci au 12 checkpoint-uri, no, aia da. Oh. Ce mă enervează AI din jocul ăsta. Trebuie să mă duc până în... Aha, din de am început cursa. Ok, am înțeles. Ta-dam! 12 checkpoint-uri. 12.000 de dolari! Super! Acum mai fac o misiune de la King Courtney. Cred că și acum o și încep. Uzi Rider. Ok.
acum trebuie să aștept un Yardi car sau ceva de genul, parcă așa se numea. Oh, perennial. Da. Deci trebuie să mă duc cu mașina asta. Dar sincer, dacă eu fac totul, de ce dracu trebuie să vină și ăștia doi? Eu aia n-am înțeles, dar mă rog. Pentru misiunea asta o să iau prin tunel, pentru că e mult mai ușor. Ia, doamne. Așa mă enervează AI-ul din jocul ăsta. Ups. Și mașina asta e de tot căcatul. Și faza la sală, nu poți să folosești altă mașină. Pentru că de ce? Iar de Lobo, parcă se numea mașina ăstora. Ceva de genul, nu știu. Dar măcar am ajuns în Portland. Deci nu avem treabă acum. Dar cam avem. Deci, asta mă enervează în fiecare joc cu mașini. Să bagă fix în fața mea, dar zici că nici măcar nu mă vede, zici că sunt invizibil pentru ei. Mă rog. Acum suntem în Hepburn Heights. Dar adu-ți aminte, nu lipsești de mașina asta. Așa. Doi. Cred că vreo 7 sau 9 ne trebuie, nu mai știu sigur. Așa. 4. Tot așa trebuie să faci, bine că vine și poliția după mine. De ce poliția trebuie să se bage în tot ce fac? Eu aia nu înțeleg. 9. O, 10 trebuia să ucid. Misiunea asta e ușoară, părerea mea. Deci o misiune foarte ușoară. Singurul dezavantaj e că îți dă mașina de tot căcatul. Cred că poate de-aia îți dă mașina. Să vadă că dacă te descurci cu mașina asta, înseamnă că te descurci cu orice tip de mașină. Cred că aia e logica lor. Ok. Măcar nu ne mai urmărește poliția. Dar uite ce trece, ce depășire putea să facă taximetristul ăsta. Na. Crezi că ești deștept? Na. Na. Bine că ne-ai blocat pe toți. Na. Fain ai făcut acum. Ne-ai blocat pe toți. Da, știu, sunt prost, dar ce să faci? Ok. Dispărut taximetristul. Da. Ok, acum trebuie să-i duc înapoi. Unde dracu trebuie să-i duc? Doamne, nu mă lăsa, unde pula mea vreți să vă duc? Acolo. Dar de ce dracu neapărat acolo? Doamne, asta. Măcar sunt aproape de casă. Vorba. Dar îmi place că e și cam în aer. Chestia aia albastră, sau mi se pare mie doar. $10,000. O, da. Da, cred că
depinde de câți ucizi, că dacă ucizi mai mulți, cred că primești mai mult, dar nu știu sigur, s-ar putea să mă înșel totuși, depinde de misiune, cred. Mă rog. Deci am făcut două misiuni de la King Courtney. În următor episod o să fac Hidden Packages. Din GTA 3, când o să mai fac un GTA 3, normal. Dar cam asta a fost și pentru acest episod. Mulțumesc că m-ați vizionat, nu uitați să dați like, comment, share și subscribe și ne vedem data viitoare cu ce mai avem chef să fac. Eu am fost Adrian și vă zic la revedere!